Salutare tuturor! Eu sunt Andrei Barbu de la Motorvlog TV și alături de mine astăzi o să fie Bogdan Paraschiv, unul dintre cei mai buni fotografi din lumea auto. Și deși Bogdan este absolvent al facultății de filozofie, nu l-am chemat aici pentru a filozofa despre liniile de design ale lui BMW X, ci pentru a învăța împreună cum să facem poze mai bune mașinilor noastre. Așa că, Bogdan, vino alături de mine, te rog! Salut, Andrei! Salut, dragilor! Pentru că eu zic că orice pasionat de lume auto își fotografiază mașina, ar trebui să ne arăți astăzi cum să facem poze mai bune mașinilor noastre, astfel încât ele să dea mai bine pe Instagram și pe Facebook. Dar cum o vorbă din popor spune că cea mai bună cameră foto e cea pe care o ai la tine, astăzi nu o să vorbim despre diafragme focale ISO și white balance, o să ne concentrăm pe fotografia cu telefonul. Și tu ar trebui să ne arăți cum să facem treaba asta. Și pentru că toată această prezentare e mai degrabă una vizuală, cred că cel mai simplu ar fi să începem discuția despre designul acestei mașini. Un design non-conformist, revoluționar și care ne arată clar care e linia viitorului BMW. Acum, dacă aici am fi la un test auto clasic pentru revistă sau pentru site, te-aș ruga să începem cu o serie de detalii. Așa că îmi spune-mi tu, te rog, care sunt cele mai bune unghiuri din care poți fotografia un BMW iX roșu vișiniu? În primul rând, caut să placez mașina în mediul ei. Asta fiind, nu știu, mega tehnologizată, da? E clar că n-ai ce căuta cu ea pe câmp, da? Suntem într-un cadru relativ modern, care o ajută, da? Și o pune în valoare oarecum. Ideea ar fi să scoți în evidență toate tăieturile astea, toate elementele de design care sunt futuriste și așa mai departe și să transmiți, fără să exagerezi, cam ce se dorește. Da? E o mașină masivă, e o mașină wow, care întoarce capete, dar n-are cum să treacă neobservată și încercăm să facem chestia asta prin câteva cadre. Păi, ăsta e unul dintre lucrurile pe care voiam să-l spun, pentru că am fost unul dintre puținii norocoși, cred, care au avut ocazia să conducă ambele versiuni ale unui BMW X și după, nu știu, cred că peste 1000 de kilometri parcurși cu acest model, băi, pot să spun clar că mașina nu trece neobservată. Absolut. Și că întoarce atât de multe capete pe stradă încât ai impresia că conduci mai degrabă o mașină exotică, un hipercar. Și atunci, hai să începem, te rog, cu o fotografie de ansamblu. Cum ai începe tu, cum ai fotografia această mașină în întregul ei aici? Bun, câteva sfaturi simple. N-aș vrea să intrăm în, să fim foarte tehnici. Totdeauna, da, trebuie să ai în vedere trei lucruri. Fundalul, fundalul și fundalul. O să exemplificăm cu un cadru larg, da? Ținem cont și de umbre, ținem cont de direcția luminii și așa mai departe. Da, mergem, avem un workflow, mergem de la larg la strâns, ne concentrăm atenția pe câteva detalii absolut esențiale pentru modelul de față și trecem prin toate, exterior, interior. Știi ce voiam să te întreb? Pentru că mai toate telefoanele moderne au 2, 3 sau chiar 4 camere. Okay. Cât de mult influențează alegerea camerei din telefon? Pentru că poți alege o cameră wide relativ normală, o cameră de bază să spunem, dar poți alege și un ultra wide sau o cameră care are un fel de zoom, astfel încât să te ajute să te apropii puțin de mașină. Cum influențează alegerea camerei perspectiva pe care o găsești în rezultatul final? Cel mai simplu e chiar să exemplificăm din același punct de stație sau de fotografiere, da? Voi folosi o lentilă wide, da, din cele pe care le posedă telefonul. Ok, hai să vedem. Una ultra wide. Am înțeles. Și lucrurile se schimbă radical și văd că am pe aici un macro. Asta înseamnă că e un soi de tele, poate face și șarful. S-ar putea ca acea lentilă macro să funcționeze doar la apropiere. Să facă focusul foarte, foarte de aproape. Da, deci poți să obții rezultate foarte, foarte diferite din același, fără să te miști un pas, din același unghi de fotografiere, folosind focale diverse. E clar că o cameră ultra-wide de pe telefonul mobil deformează puțin atât mașina
cât și ce se întâmplă în jurul mașinii. Se întâmplă cumva un efect de curbură a fotografiei. Da, vezi cam ce vezi uitându-te prin vizorul de la ușa apartamentului. Da, poți să, cumva să rezolvi situația asta dându-te un pic în spate și atunci tot acest efect de vizor, lingură sau whatever, îi spunem cum vrem, se va estompa un pic. Nu-ți dorești să... Bun, faptul că e foarte wide dă dinamicitate cadrului și așa mai departe, dar nu-ți dorești și să deformezi realitatea, da? Ai vrea ca omul să perceapă mașina așa cum este ea și nu foarte exagerată, că pe urmă nu o mai recunoaște pe stradă, văzând-o inițial în poze, da? Dar, uite, vorbim de un design al părții frontale, okay, care revoluționează cumva ceea ce știm despre designul BMW. Și atunci, mie mi-ar plăcea să văd o imagine cu această grilă super tehnologizată care ascunde o grămadă de senzori și de circuite aici, mm-hmm, în spatele ei. Mi-ar plăcea să o văd și cu o fotografie cu o cameră ultra-wide. Pentru că s-ar putea să fie un rezultat mai degrabă interesant decât unul care să deformeze percepția. Dar revenim puțin la chestiile obligatorii pentru un test drive, cum îi spunem noi. Mm-hmm. Eu, de exemplu, aș vrea să am o fotografie cu întreg acest far și cu semnătura luminoasă a mașinii. Și te-aș ruga să îmi arăți cum poți face treaba asta astfel încât să fie recunoscibil farul ca fiind al unui BMW iX. În primul rând ar trebui să apară doar farul și nu și eu. Cu alte cuvinte, încerc să nu văd reflexia în mașină, da? Bun. Uite, ăsta ar fi un exemplu. Da, voi face o poză. E de speculat, e de experimentat. Vii pe partea asta, bate lumina altfel, da? Sunt tot felul de situații. Da, și trebuie să fii foarte atent la umbre, pentru că acum, cum sunt eu, las umbre pe mașină care sunt enervante, la fel și o bună parte din reflexiile pe care o fotografie le are, nu? Absolut, absolut. Aici ne confruntăm cu două chestii de care trebuie să ținem cont. Umbra, așa cum ai spus, și reflexia. E deranjantă și nu cred că interesează pe nimeni să îmi vadă portretul în vopseaua mașinii. Fiindcă pomenei în speță de BMW, ar putea fi un cadru ăsta în care inscripția BMW Laser să apară more or less în poza asta și să fie cumva și lizibilă. Bun. Dar uite, în cazul de față, dacă încerci pe telefon, de exemplu, să alegi camera macro, okay, ar fi mult mai ușor de fotografiat această inscripție cu BMW laser? Sau laser? Laser, da, ok. Da, în teorie asta trebuie să facă telefonul. Acum... uite, ceva de genul ăsta poate ar da rezultate. Și uite, cred că te-ar ajuta foarte mult în cazul ăsta dacă eu aș veni și aș face o umbră, nu? E, asta voiam să fac, să mă mut în partea asta altă, că din fericire are două faruri. Și uite, chiar ne ajută. Am de diluit cu niște reflexii ale telefonului, dar lumea avanță și îl văd și pe colegul cameraman, dar nu e nicio problemă. Lumea cred că înțelege care e ideea și ce trebuie urmărit într-o situație de genul ăsta. Cum spuneam, nu vreau să devin foarte tehnic, trebuie experimentat și rezultatele vor apărea. Nu trebuie acum să posezi nu știu ce cunoștințe de specialitate, trebuie să-ți dai un pic interesul, să fii un pic atent, reveni la fundal. Ar fi foarte urât să crească nu știu ce din mașina asta, da? Și să se suprapună perspectiva și așa mai departe. Deci, avem un cadru curat, și ne concentrăm pe niște elemente definitorii pentru subiect. Uite, un element definitoriu pentru această mașină, eu cred că este acela că capota nu se deschide la noul BMW X. Tot ce poți face este să deschizi sigla, da? Și aici ai pur și simplu un loc prin care poți completa cu lichid de parbriz. Și pentru că tot am vorbit despre lichid de parbriz, mai e o chestie super interesantă la BMW X și
anume sistemul de curățare pentru camerele, față și spate. Și o să te rog să vedem dacă reușim să fotografiem momentul în care vom spăla această cameră față. Încercăm, sigur. Și dacă apar niște pete sau urme pe mașină, o să rugăm pe cineva să vină cu o cârpiță și să se întâmple niște magie din regia de live, astfel încât să nu se și vadă omul care va curăța mașina. Așa Absolut. Că eu urc acum la volan și o să-ți fac câteva semne, nu? Da, îți spun când sunt gata, trebuie să setez niște chestii pe aici. BMW X este o mașină foarte avansată, drept pentru care are și un sistem care curăță camerele care te ajută să parchezi atunci când ai nevoie de treaba asta. Așa că voi porni mașina, voi accesa meniul care te duce către sistemul de parcare, adică apăs un mic buton de aici, de pe această consolă, și folosind butonul rotativ, voi ajunge în meniul de spălare al camerei. Și poți alege dacă să speli ambele camere sau să le speli pe rând, adică cea din față și cea din spate. Și vreau să văd dacă Bogdan este pregătit pentru această treabă și îmi va face el un semn când va fi gata. Sper. Se concentrează, probabil că mai face câteva setări fine și îl văd că râde și sunt foarte curios să aflu ce a ieșit din această experiență și cred că camera respectivă l-a stropit și pe el sau sistemul de spălare. Ia spune-mi cum e. Ai reușit? A fost prea reală toată treaba. Eu ți-am zis că este un sistem care spală camerele. Selectând camera macro, a spălat și camera mașinii și camera aparatului. Ok, deci... Dar e foarte veridică toată treaba. Da, ce să zic, și-a făcut treaba. Da. Și tu cât de ud ești acum și cât de ud e telefonul? Nu, îl spălăm, nu e problemă, e waterproof. Va trebui însă să ștergem pentru ulterioare poze. Da, asta este evident. Bun, acum, din punctul meu de vedere, cred că am atins cam toate punctele importante pe care ar trebui să le știe cineva despre noul BMW X când vine vorba despre acest design destul de impunător al părții frontale. E vreun detaliu care pe tine te atrage în mod deosebit la partea frontală? M-aș concentra. În general, în fotografie, evit simetria și așa mai departe. Dar asta e chestie de gust și de situație. Chiar aș trage un cadru după ce curățăm grila, foarte de jos, în care să văd sigla BMW și toată grila cu ce are sub partea frontală. Hai să fac rost de o cârpă. Și am făcut rost de o cârpă și eu zic că ne putem... Da, ne putem apuca de treabă. Ia spune-mi dacă a mai rămas vreo urmă pe care tu să o sesizezi. E bine. Mersi frumos. Bun. Ideea e că dacă ești super atent și privești grila de aproape, vezi o grămadă de circuite care sunt aici pentru a încălzi această grilă frontală, care ascunde în spatele ei o grămadă de senzori care au nevoie să vadă foarte limpede în față. Și atunci când e foarte frig afară, dacă îi apar niște chiciură, dacă îngheață cumva partea asta, acești senzori vor fi ajutați să vadă de sistemul de încălzire. Eu duc această cârpă înapoi. Absolut. Și te rog să îți faci de cap. Bun. Hai să încercăm cu un wide. Poate pe verticală. Acum, ok, eu știu că oamenii nu sunt neapărat cei ce ne privesc specialiști, dar dacă printre ei se numără și entuziaști care posedă, dincolo de aparatul telefon și un aparat foto, le-aș sugera și i-aș sfătui să investească într-un filtru de polarizare care îți face viața infinit mai ușoară, în sensul că scoate parte din reflexiile nedorite. Cu telefonul, sincer, nu știu dacă există așa ceva, e o opțiune asta cumva pentru telefon, dar cu un aparat foto ai putea să faci chestia asta, adică să investești într-un filtru de polarizare. Face toți banii, merită.
Nu e... Practic, un filtru de polarizare reușește să scoată o mare parte din reflexiile care se văd pe mașină și pe lângă faptul că te scapă de aceste reflexii, reușește cumva să creeze și ceva mai mult contrast între subiect și cer. Cumva cerul devine mai albastru folosind un filtru de polarizare și scapi de o grămadă de reflexii. Așa că, în cazul în care pe lângă un telefon ai parte sau ții acasă și un aparat foto, un filtru de polarizare s-ar putea să fie o idee foarte, foarte bună în cazul în care te pasionează ideea de fotografie de auto, dar nu numai. Absolut, am dispărut ca să mai trag două, trei cadre mai wide. Avem o locație foarte frumoasă care cumva face parte din filmul ăsta cu BMW-ul iX. Acum, pentru că am cam terminat ce era de vorbit despre design, eu să te rog să îmi faci niște poze mie, okay, în timp ce le povestesc oamenilor care sunt cele mai importante elemente pe care eu le apreciez la noul BMW iX. Iar în cazul de față vorbim despre versiunea xDrive 40, ceea ce înseamnă că această mașină are sub capotă, sau are mai degrabă în podea, ascunsă o baterie cu o capacitate brută de 76,6 kWh. Treaba asta se traduce într-o capacitate utilă de 71 de kWh, dacă nu mă înșel. Ei bine, BMW iX, în orice configurație, vine cu două motoare electrice, unul pentru puntea față și altul pentru puntea spate. De exemplu, motorul de pe puntea față are 258 de cai putere, iar cel de pe puntea spate 272 de cai putere. Prin urmare, mașina asta se mișcă foarte, foarte repede și sprintul de la 0 la 100 de km pe oră, eu cred că durează 6,1 secunde, dacă nu mă înșel. Ceea ce e destul de impresionant pentru o mașină care cântărește aproape 2,5 tone. Mai mult decât atât, autonomia maximă pe care această versiune a mașinii ar trebui să o aibă conform celor de la BMW este de cam 425 de km. Ei bine, în testele mele nu am reușit să ating această autonomie, dar am reușit să obțin cam 380-390 de km, ceea ce oricum mi se pare foarte, foarte bine, ținând cont de faptul că vorbim despre o mașină mare și super, super tehnologizată, dar și de faptul că am condus mașina în prag de iarnă, atunci când afară e destul de frig și am folosit toate sistemele de încălzire. Și acum văd aici un Bogdan Parasiv care se plimbă pe lângă mine și pe lângă mașină, pe da, care... am stârnit, trebuie să-mi iei telefonul, că altfel nu te mai înțelegi cu mine. Da. Acum, aș vrea să te rog să urcăm în interior, pentru că eu personal cred că interiorul este principalul punct de atracție al acestei mașini. Știi și tu, ai fost cu mine atunci când am condus această versiune și suntem amândoi de acord că interiorul este, este absolut superb. Așa că hai să urcăm și să vorbim despre cum anume reușim să facem fotografia în interior și despre cum scăpăm de o grămadă de reflexii nedorite. Cel puțin vom încerca. Bun, o să și pornesc mașina să nu cumva să se aburească toate geamurile aici, okay, pentru că ar fi destul de ciudat să se întâmple asta. Deși afară e soare și frumos, suntem foarte aproape de 1 decembrie. Da, nu e chiar cea mai călduroasă zi de toamnă. Bun, acum, de exemplu, primul lucru care ți atrage atenția atunci când urci la volanul acestei mașini este designul foarte minimalist, absolut, pe care BMW l-a abordat pentru iX. Este un design minimalist, dar extrem de bine tehnologizat, care impresionează prin aceste display-uri absolut uriașe, dar și printr-o serie de materiale super, super frumoase, pe care am putea spune că nu te-ai aștepta să le găsești într-o mașină. Pare mai degrabă o mașină concept, dar care a venit în realitate. Iar un detaliu care mie îmi place foarte, foarte mult este această inserție de lemn, uh-huh, care ascunde și câteva butonașe, ceea ce este surprinzător și impresionant prin prisma tehnologiei folosite pentru a se întâmpla treaba asta. Evident, avem și cristale foarte frumoase și așa mai departe. Acum, spune-mi, te rog frumos, cum ai fotografiat tu această planșă de control, astfel încât ea să arate absolut minunat. Cu aparatul foto, în primul rând. Da, ne adaptăm la ce avem. Întâmplător, lumina care bate acum în zona asta e spre contrajur, da? Este
E o lumină mai pretențioasă, dar foarte ofertantă, adică în momentul în care chiar ți-a ieșit ceva cu folosind lumina asta numită contrajur pretențios, lucrurile stau foarte bine. Uite, încerc să scot în evidență toate aceste inscripții și să arăt că sunt chiar în relief, da? Uh-huh. Asta se întâmplă dacă ai la dispoziție o lumină razantă, știi? În cazul de față chiar ne bucurăm de chestia asta. Hey, și cred că ăsta este un moment oportun pentru camera macro a telefonului Absolut, tău. Absolut, am optat pentru ea și bun, faptul că avem aici niște cristale sau o suprafață relativ transparentă ne ajută, tot lumina contrajur ne ajută să o ilustrăm. Nu pot să fac trei chestii în același timp, dar nu-mi găseam cuvintele. Da, cert e că genul ăsta de interior nu e cu genul ăsta de interior nu te întâlnești în fiecare zi. E absolut spectaculos și necesită ceva atenție. Îmi imaginez, dacă mai lăsa acum cu aparatul foto pe aici, probabil vreo oră nici n-ai ști că sunt prezent. Da. Bun, pe lângă această consolă de control, cum am numit-o eu, e clar că avem aceste două display-uri curbate foarte frumos și cu o claritate care sfidează cumva retina, pentru că nu te aștepți să ai atât de multă claritate de pe un ecran. Absolut. Mai ales unul atât de mare. O altă chestie care mie îmi place foarte, foarte mult este zona butoanelor de reglaj pentru scaune. Uh-huh. Tot la fel avem aici niște cristale cu foarte, foarte, foarte multe muchii, dar care de altfel sunt și foarte fine. Ei, eu aș vrea să te văd cum fotografiezi acele butoane fără să ai toate reflexiile de pe planetă. Și eu aș vrea să mă văd. Încerc. Ia uite, stai puțin că încerc să întorc o cameră spre tine să vedem exact ce faci acolo. Da, ce să zic, trebuie să ai și un pic de șansă. Nu mă sperie în momentul ăsta, o să vedem când descărcăm pozele, dacă așa e. Uite, acum am apelat la camera wide. O să selectez și macro să vedem ce se întâmplă. Butoanele astea oricum se comportă ca niște prisme de lumină, sunt foarte frumoase. Ai o grămadă de nuanțe, practic toată gama Rockvive, ca să spun așa. Și mă repet, dar e un subiect pe care odată ce ai ocazia să-l fotografiezi, te acaparează. Cam tot interiorul îți atrage atenția și exact. Nu te lasă indiferent. Da. Dar pe lângă fotografierea detaliilor din interiorul unei mașini, este evident că avem nevoie și de cadre cu tot interiorul, de cadre wide, cadre care să ilustreze tot conceptul acesta de well-being pe care BMW îl oferă prin acest iX. Așa că eu o să cobor acum din mașină, poate o să cobor și tu, și făcând abstracție de lumini și de camerele care sunt puse aici, pentru că altfel nu am putea face această transmisie live, o să te rog să facem un cadru cu tot interiorul. Și va trebui, cred, să întorc această cameră în poziția inițială. Sunt sigur că oamenii de la tehnică care s-au chinuit să o pună acum mă cam înjură, dar asta este problema lor. Dăm o bere și rămânem prieteni, da. Bun, hai să cobor. Salut! Și te las pe tine să îți faci de cap. Văd că ai acolo o coală A4. Vrei să te ajut? Vrei să faci ceva cu ea? E notat ceva pe ea, dar n-am avut alta. Ideea e în felul următor. Stai puțin, ai venit cu lista de cumpărături la această filmare? Da, îmi trebuie niște scule foto noi. Presupun că orice om are la el o factură, o ceva, chiar o listă de cumpărături, cum bine spuneai, ea poate folosi. Hai să exemplific. Hai să ilustrăm acum, da. Dacă tot... Uite, pe post de blender, ce presupune asta? Să zicem că am de fotografiat aceste butoane, da, de climatizare. Bun, poate umbrele sunt prea tari. Și atunci, fiind foarte frumos cu foaia asta de hârtie
și vom scoate, vom reflecta, da, din lumina soarelui sau a sursei, whatever, că nu trebuie să fie neapărat soare, se va reflecta parte din lumina aici și apoi pe subiect. Am înțeles. Eu zic să facem așa. Hai să încerc să faci o imagine. Cu și fără. Cu și fără, uite. Da, iau coala albă de aici. Bun. Hai să... Ia să văd ce vrei să-ți cumperi. Am înțeles. Nu dăm din casă, e ok. Bun, hai să... Poate cu wide-ul e mai potrivit. Aveam selecta macro, dar aș vrea să prind mai mult din grila asta, din... Ok. Uite, dacă ne mișcăm un pic, vedem și soarele în cadru. Bun. Optez pentru asta, mai ales pentru exemplificare. Fără, okay. Exact. Bun. Și acum coala de lumină. Să-i spunem coala de lumină. Coala de lumină e până la urmă, ok. Deja, adică eu văd cu ochiul liber diferența. Absolut, absolut. Poți să remarci că avem ceva în plus. Hai să trecem și pe macro. Pentru că n-aș dori să intre în poza finală. Și coala de lumină. Coala, exact. Bun, cred că e evident. Da, adică din momentul în care aduci această coală, se vede o schimbare. Uite, o să iau această listă de cumpărături și o să o las aici în cotieră. Dai moșului că poate mă ajute. Bun. O să cobor un pic, o să te las să faci două, trei cadre cu tot interiorul. Evident, făcând abstracție de aceste lumini, nu avem cum să le dăm acum la o parte. Și hai, sunt curios să văd ce se poate întâmpla. Și poate ne explici puțin și cât de important e jocul acesta de umbre și lumină. Pentru că de cele mai multe ori, atunci când noi mergem la un test și fie filmăm, fie fotografiem interiorul, în special pentru cadrele de interior, alegem un loc unde lumina să fie uniformă. Adică să avem umbră peste tot, astfel încât să fie totul mult mai ușor. Ei bine, setup-ul de aici nu ne permite lucrul acesta, așa că spune-ne puțin și ce se întâmplă când ai aceste diferențe destul de puternice între părți luminate, părți cu soare și părți în umbră. Revin cu explicații, sigur. Păi aș vrea să explici în timp ce... Dacă nu beneficiem de o zi cu nori, nori care ar juca rolul unui softbox, da? Ducem mașina, de cele mai multe ori ducem mașina la umbră pentru a avea o lumină uniformă, așa cum ai spus și tu. Dar, în general, e genul de iluminare cu care nu greșești. Ești la adăpost, faci ce trebuie. Modelul ăsta de mașină parcă m-ar scoate din zona de confort și aș încerca niște jocuri mai îndrăznețe de lumină-umbră, da? Niște pattern-uri mai agresive, poate, și cred că merită încercat. Ok, bine. Păi te las un pic să, să-ți faci de cap aici. Sigur. Eu o să urc în spate să stau aici pe banchetă. Absolut. Astfel încât să nu te încurc. Spune-mi dacă vrei să închid portiera. Nu, că mă ocup. Uite, e adevărat că toată suprafața asta lucioasă îmi dă bătăi de cap. Nu mi-e frică să recunosc. Am revenit la portieră și la butoanele de aici și o să trec eu la volan pentru că s-ar putea să-mi fie mai ușor. Ideea e că dacă ne mutăm și schimbăm unghiul de fotografiere, s-ar putea să ne ajute foarte mult. Ok, atunci o să facem schimb de locuri, trec absolut, eu la pasager absolut, și tu la absolut. Șofer. Uite, sunt convins că de aici lucrurile stau mai, mai bine. Poți să vii, Andrei, nu e... Nu te încurc cu nimic, nu? Nu. Dar dacă aș vrea să-mi faci mie o poză... Uite, deja... Mi se vede pe undeva reflexia? Da. Asta cred că e chiar o poză, să sperăm, nu mai artistică decât prevede legea. Dar e ok. Da, uite, asta poate fi un exemplu de portret altfel. Sunt reviste care tipăresc la final un portret cu redactorul care scrie materialul și se cere așa numita poză de verdict. Uite, pentru modelul ăsta, asta ar fi o poză chiar reușită. Zici că n-am făcut-o eu? Da,
vor vedea prietenii noștri reflexia ta în tot acest display uriaș. Ok, eu nu-mi dau seama la ce te referi acum, dar sunt sigur că așa cum telefonul tău transmite live către regia de tehnic, o să vadă oamenii despre ce este vorba. Absolut. Uite, o altă chestie impresionantă în cazul lui BMW X este această trapă. O trapă uriașă. Da, este cea mai mare lungimea mașinii. Da, și este cea mai mare trapă pe care BMW a inclus-o pe o mașină de serie și este o trapă care nu are un paravan, este pur și simplu o trapă care are o serie de cristale lichide care devin opace atunci când apeși un singur buton. Și nu-mi dau seama dacă se observă pe camere, cu ochiul liber se vede destul de clar faptul că se închide această trapă. Nu-mi dau seama dacă tu poți vedea cu telefonul. Telefonul nu știu dacă redă. Uite, o să mai apăs o dată. Da, e o chestie destul de greu de redat pe video, e o chestie pe care trebuie să o trăiești pentru a înțelege exact ce fac aceste cristale lichide. Bun, dacă ai terminat cu interiorul, pare că nu. Nu, am terminat, dar să mă lași mult și bine. Nu putem face acest live de 2 ore, okay. Așa că o să te opresc aici. Bun. Spune-mi dacă îți place cum arată scaunul acesta. Da, asta era următoarea poză pe care mi-aș fi dorit să o fac. E spectaculos, e profilat cum trebuie. Evident, se vede, nu trebuie să fie vreun specialist, că nu s-a făcut rabat de la calitate. Asta e clar. Da, asta e, ar trebui. De asta spun, la fiecare model, nu e o rețetă, tragi scaun, tragi, nu știu, fotografiezi aici. Asta cred că e o poză care n-ar trebui ratată, da? Cu fanta asta aici și cu pielea perforată. Deci musai e un cadru care trebuie punctat. Bun, acum hai să coborâm amândoi din mașină și ar mai fi o componentă pe care ar trebui să o luăm în calcul acum, și anume partea din spate a mașinii. Și pentru că în tot acest setup este mult mai ușor să întoarcem mașina decât să întoarcem toate camerele. Absolut. Și luminile, da. O să te rog să mă ghidezi, să întorc mașina, să o pun la fel, dar cu spatele, cum am spune noi. Fără atunci să când... să dărâmăm toate luminile. Da, cu grijă la lumini și la camere, astfel încât să fie totul în regulă. Și în timp ce tu mă ghidezi, poți să și explici ce anume cauți atunci când poziționezi mașina? Ok. Și bun, să și ilustrezi cu telefonul tău ceea ce s-ar vedea. Încercăm să facem asta, absolut. Da? Da. Bine. Și ajută-mă să nu lovesc nimic, te rog. Hai. Așa cum vă spuneam deja, BMW X vine cu o serie de camere care te asistă la parcare foarte, foarte mult. Le activezi din nou pentru că spațiul este destul de îngust aici și poți selecta oricare dintre camerele acestei mașini, fie una laterală, fie una din față, din spate sau o vedere la 360 de grade. Așa că voi încerca să întorc aici fără să lovesc ceva anume. Și param face semn, bun. Pot să privesc și camerele. Bun. Da, da, Maxim. Ok. Hai, invers. Da, și așa cum vă spuneam, deși aceasta este o mașină foarte, foarte mare, are un apartament de aproape 3 metri sau de 3 metri fix, eu cred că se conduce foarte ușor, mai ales că și roțile spate sunt roți viratoare. Astfel că nu ai de ce să îți bați capul și acest sistem te ajută foarte, foarte mult atunci când trebuie să parchezi, mai ales dacă alegi această chestie foarte, foarte wide. Bun, acum cred că parama a poziționat cum trebuie și zice că e ok, vom coborâ pentru a vorbi despre partea din spate a mașinii. Selectăm parc, oprim motorul, bateria de fapt și coborâm. Nu mi se pare că chiar la fel. Nu e la fel. Te-am păcălit un pic pentru că am vrut și un lateral. Okay. E cumva o poziție intermediară, dar am zis să profit și am mizat pe faptul că nu te vei supăra. Cred că alura X-ului se poate exemplifica cel mai bine cu un cadru lateral. Ok.
să trag unul, două cadre așa, după care revenim cumva la, la poziția despre care discutam. Bun, păi te las să tragi niște cadre, okay. În timp ce le spun oamenilor că, de fapt, pentru fotografia cu interiorul, această poziție a mașinii e mult mai bună decât cea precedentă. Pentru că, pur și simplu, soarele nu este atât de puternic și nu ai atât de multe umbre și contraste în interior. Dar ăsta a fost etapul, așa am jucat. De exemplu, acum, spune-mi, te rog, ce cameră folosești, pentru că, din experiența mea, în cazul în care folosești un ultra-wide, da, mașina din lateral este, este foarte deformată. Absolut. Am vrut să văd cât de tare se întâmplă lucrul ăsta și se întâmplă lucrul ăsta. Chiar și cu wide-ul se întâmplă. Și atunci facem 2-3 pași mai în spate. Ok. Da? Și uite, deja de aici problema e rezolvată cu wide-ul, da? E decent, e acolo, nu ne alergă nimeni și chiar și cu ultra-wide-ul. Numai bine că vedem și mai mult din, din locația în care ne aflăm. Bun. Lateralul e, e bifat. Ok. Să revenim la cadrul cu spatele de care vrei pomeneam. Vrei să o mai mut un pic? Da, probabil din 7 mișcări, da, că din suntem condiționați de toate stativele și toate... Da. Dar nu, ar mai fi ceva ce aș vrea să... Hai cu mine înapoi la interior. Hai. Da, știu, vrei să-mi faci viața mai ușoară și îți mulțumesc. Uite, acum interiorul e mult mai potrivit pentru a-l fotografia. Dar nu de asta te-am chemat. Nu, stai, oprește-te, okay. Oprește-te, calmează-te un pic. Băi, voiam să spun o chestie super tare despre această mașină, așa, care pe mine mă fascinează. BMW a adoptat noul iX cu o cameră foto. Da? Uite, aici, micuță, okay, poți să-i faci o poză în cazul în care ar fi un test. Acesta ar fi da, un element pe care ne vedem și vrea. Noi, da, nu e panică. Uite, e... să-ți mai fac un portret și aici și te văd și în oglindă. Sunt de foarte multe ori eu. Exact. Bun. Și atunci, o să intru în meniu. Bun. De fapt, după cum vezi, avem acest display și ai putea crede, atunci când accesezi meniul principal, că sunt foarte multe funcții destul de complicate. Uh-huh. Dar treci înapoi în home, iar aici ai un swipe down care poate fi personalizat exact așa cum vrei tu și care îți aduce cele mai des utilizate funcții ale mașinii foarte aproape. Ah, super. Mașina fiind extrem de nouă, pentru care și foliile încă pe ecran, nu are acest meniu personalizat, așa că voi intra în meniul principal și voi selecta camera de interior. Aplicația se încarcă pentru că bun. Da, bun. E momentul să o lăsăm și pe ea să ne facă poză. Uite, pot să intru în aplicația BMW, pot să scanez un cod cu telefonul. Bun. Și teoretic, eu ar trebui să am aplicația instalată, ceea ce nu se și întâmplă. Practic, nu. Dar e o ocazie bună pentru a le arăta oamenilor ce înseamnă un live. Nu m-am gândit că trebuie să ne logăm la mașină și atunci aștept să se descarce aplicația MyBMW în direct. Dar, pentru că toți suntem aici și pentru că tot avem umbră, spune-mi ce altceva te mai atrage la acest interior. Răspunsul e simplu, totul. Așa, bun. Da, aș profita, uite, de exemplu avem butonul Start and Stop aici, da, cu un selector sau whatever ce e. Că da, este selectorul treptelor. Da, dar îmi vine în minte o chestie, dacă mașina asta ne poate face niște sau ne putem face niște selfie-uri, cu ocazia asta nici nu ne mai expunem și nu ne mai supunem unor riscuri. Că am văzut că se practică asta cu selfie-uri, cu telefonul și nu știu ce, nu? La volan. Lăsăm... Da, exact, da, în mers. Treaba asta cu selfie-urile și cu live-urile în mers e o chestie extrem, extrem de periculoasă. Absolut. Și nu cred că ar trebui să mai existe pe această Absolut. Planetă. Cu ocazia asta, da, ținem, suntem narcisiști, ok, ținem să avem poze de la volan,
cu ocazia asta renunțăm la telefon și o lăsăm pe ea, nu? Exact. Să ne facă o poză fără să ne chinuim, fără să expunem pe alții și nici pe noi. Uite, că tot vorbeam despre selfie-uri și așa, o altă chestie importantă sau o chestie care mie îmi place foarte mult la această mașină este aceea că are și o cameră care înregistrează, o cameră de drum. Uh-huh. Accesând același meniu principal, ai acest buton care se numește Drive Recorder, îl accesezi și poți înregistra ce se întâmplă în mers. Astfel încât să nu te mai complici cu niște camere aftermarket și cu niște cabluri pe care le pui tu în mașină. Pur și simplu mașina vine cu această funcție și super este util. Mult, mult mai util și mai ușor de folosit. Și ai o grămadă de opțiuni aici. Poți să vezi înregistrările în cazul în care există și mai mult decât atât, poți seta totul astfel încât mașina să pornească înregistrarea într-un anumit moment. Poți fie să pornești înregistrarea manual, fie în cazul în care mașina detectează că s-a întâmplat un accident. Chestie de altfel utilă și foarte, foarte importantă. Da, uite, ai în caz de furt. În caz de furt, da. Că... ți se întâmplă aceeași înregistrare, astfel încât cel care fură mașina știe exact când să zâmbească pentru a-i se face și, și o poză. Bun, am reușit să instalez aplicația. Din nou, semnalul și internetul ne trădează. Trebuie să zâmbesc și la telefonul meu pentru că și el recunoaște doar camere. Trebuie să setez din nou PIN-ul. Bun, și intru acum în meniu. Pardon, hai să folosim touch-ul că este mai rapid. Uh-huh. Și va trebui să mă loghez scanând din nou acest cod QR. Iată-ne. Și după cum îți spuneam, iată această cameră de interior pe care te rog să o folosești pentru a o fotografia și pentru... Uite, că veni vorba, da. Dacă tot nu am un fisheye, cei mai entuziaști știu despre ce vorbesc, are mașina, o exact. Cameră fisheye. Da, cu alte cuvinte, are un unghi foarte mare de cuprindere. Exact. Da? Ca să traducem ce înseamnă fisheye. Da. Ce mi se pare mie super mișto e că poți apăsa pe acest buton, pe Smile, și în momentul acesta camera va face poze de fiecare dată când detectează pe cineva zâmbind. Și uite, acum a făcut o poză, ai și un self timer, dar și un burst mode pe care îl poți folosi pentru a te asigura că nu ești cu ochii închiși atunci când mașina face poze. Eu o să dau pe smile, o să zâmbesc. Băi, oprește-te din aceste poze. Uite, zâmbesc. Ha. Are un mic delay acolo și pentru a vedea pozele care au fost efectuate, intri în galerie. Și aici ai toate, poți vedea pozele pe care mașina le-a făcut. Mai departe poți să le exporti și le descarci direct din telefon. Din nou, scanezi cu acest cod QR și ai poza în telefon și o pui mai departe pe Instagram, astfel încât să fie toată lumea mulțumită. Bun. Încep să mă simt inutil, adică nu de ce mai m-ai chemat, dacă are nu camere. E caz, nu e caz. Okay. Bun. Hai să poziționez din nou mașina cu spatele, astfel încât să continuăm discuția despre fotografie folosind și spatele mașinii, unul okay. care, eu zic, arată foarte interesant. Absolut. Hai să încerc să te ghidez da. Și să o așezăm la 180 de grade. Da, să ții cont și de camerele băieților de la tehnică, astfel încât să fie ok și pentru ei. Ok. Hai să vedem. Bun. Fiind vorba de un spațiu foarte, foarte îngust, probabil că va trebui să executăm mai multe manevre, dar ținând cont de faptul că avem atât de mulți senzori, eu nu cred că e o problemă să reușim să punem mașina cum trebuie. Bun, semnele clasice de fotograf, mai puțin la stânga, mai puțin la dreapta și îmi zice că este în regulă, eu o stau puțin mai în față. Am oprit mașina. Hai, ai mai căpătat o poză. Bineînțeles că am mai căpătat o poză. Am aprins și stopurile pentru a rămâne luminate, pentru că arată absolut superb. Sunt de acord cu tine.
În timp ce manevrai mașina, mi-a venit în minte un exemplu simplu, dar eu zic că e foarte util. Apropo de cum bracăm roțile sau, în fine, poziția roților în general. Nu ne-am dori, știu că, mă rog, cine a mai făcut măcar o dată fotografie de mașini, știe că nu-și dorește, nu? În poziția asta, ca roțile să fie bracate către dreapta. Astfel încât se vadă doar anvelopa. Exact. Vei vedea numai anvelopa, ori lași volanul drept, ori adaugi un pic de informație bracând roțile în stânga și atunci ce o să vezi în poza finală? O să vezi geanta asta frumoasă. Exact. Da? Uite, hai să și ilustrăm. Hai să facem chestia asta. Mașina acum cu roțile drepte, urc din nou la volan, o pornesc și pur și simplu brachez maxim stânga. Absolut. Ocazie cu care vom vedea etrierul albastru și toată janta, tot desenul ăsta. Da, e o informație utilă, acum e chestie de gust. Unii exact. Preferă roțile drepte, da. Alții. Eu aș opta pentru genul ăsta. Păi, atunci, te las să-i faci un cadru întreg. Absolut. Cu ce fel de cameră vrei tu de pe telefonul tău mobil, care are foarte multe camere. Are mai multe decât știu eu să folosesc. Știi că cele mai proaste poze le face fotograful cu telefonul. Dar o să-mi dau un pic silința. Ok. E cel puțin la fel de spectaculoasă și din spate mașina asta. Ba, aș spune că e mai spectaculoasă din spate. Fiind vorba despre o mașină electrică, totul se oprește atunci când cobori de la volan. Totul. Contactul se ia, pleci de lângă mașină și ea se închide singură, așa că e destul de greu să lăsăm pozițiile aprinse în situația aceasta. Ar trebui să facem un fel de contorsionism, să o pornesc și să ies sau pe la pasager. Să apelăm la, cum ana, să spunem prietenilor care ne urmăresc, la trucul folosit pentru pozele de interior. Pur și simplu am pus ghiozdanul foto pe da, pedală, da, pe pedala de frână, evident, și mașina a rămas pornită, timp în care m-am putut așeza pe banchetă, de unde am fotografiat bordul cu totul aprins, funcțional. Bun, hai să vorbim puțin despre acest design. Ziceai tu că ți se pare că e mai impresionantă partea din spate a mașinii și sunt de acord cu tine. Absolut. Pentru că sunt niște umeri atât de lați aici, încât dacă ești centrat pe mașină, ești simetric cu mașina, centrat pe siglă, nu mai vezi oglinzile laterale. Ia, că n-am sesizat aspectul serios. Ăsta. Îți spun eu că așa da, se întâmplă. Absolut. Da, ceea ce e cu adevărat impresionant pentru o mașină de genul acesta și designul acestor stopuri este unul superb, pentru că ele aici sunt ascunse, au o tridimensionalitate creată special de cei de la BMW și o să încerc să poate doar cu ajutorul umbrei mele să reușești asta. Da, da, la pachet vine și reflexia. Hai să văd, uite. Poate cu telefonul încercăm ceva de aici. Da, se vede că nu e o suprafață plană, ci avem aici chiar o scobitură, da? Ca să nu intrăm în termeni tehnici. Bun. Aș vrea să te mai întreb altceva. Atunci când faci o poză întreagă cu o mașină, cu toată mașina, folosești un grid pe telefon, urmărești ceva, poziționezi mașina la o anumită intersecție a liniilor care ghidează practic cadrul? Da, fără să încerc să mă dau prea deștept. Avem niște informații HD de niște sute de ani de la maestrii pictori. Dacă împarți ecranul, dar de fapt nici nu trebuie să faci chestia asta, există pe telefon, da? Fiecare latură o împarți în trei, da. Vei obține niște linii și niște intersecții ale lor. Punctele alea sunt puncte de interes. Okay. De obicei, dacă plasezi subiectul acolo, instinctiv, ochiul uman caută, da? Nu obosește căutând subiectul, îl direcționezi, îl ajuți și e mai ușor de digerat și de îmbrățișat genul ăsta. Adică s-ar putea să fie mai
mai util să folosești o astfel de intersecție decât să centrezi mașina fix pe mijlocul cadrului? Absolut. De obicei se evită simetria și se evită centru, poziționarea subiectului în centru și atunci te îl placezi într-unul din cele patru puncte rezultate, A, B, C, D, da, să zicem, okay, urmând sensul acelor de ceasornic, da, A, B, C, D, și funcție de asta, bun, sunt situații în care vrei deliberat să încalci regula asta și să arăți, uite, de aici, că e foarte masiv spatele, că e impunător, că nu vezi oglinzile laterale și așa mai departe. Cel mai ușor, te ajuți de poziționarea centrală. Hai să-ți mai arăt o chestie. Mi-am adus aminte. Pe lângă faptul că acum sigla ascunde și camera de luat vederi pentru mersul cu spatele, și aici există un sistem de spălare. Nu o să mai facem asta pentru că nu are sens. Uite, o chestie super deșteaptă e aceea că BMW a echipat iX-ul cu o serie suplimentară de stopuri și lumini de avarii atunci când port bagajul e deschis. În caz că se întâmplă ceva și trebuie să oprești pe marginea drumului, să ajuți pe cineva sau așa mai departe și ai nevoie să deschizi portbagajul, aceste lumini sunt aici și astfel toți ceilalți din trafic te vor vedea. Legat de portbagaj, avem aici cam 500 de litri, ceea ce este arhi suficient pentru cam orice deplasare. Bun. Eu cred că am vorbit suficient până acum despre BMW X, așa că te rog pe tine să lași telefonul un pic și să îmi spui, să-mi faci un sumar al celor mai importante chestii pe care ar trebui să le știm despre fotografia cu telefonul, mai ales în cazul în care subiectul este o mașină. În cazul de față, un X roșu vișiniu. Așa că încearcă cât poți tu de pe scurt să-mi faci un sumar al acestei chestii. Pot mai pe lung, dar nu, să încerc scurt. Și pe scurt. Trei chestii. Bun, revin. Nu contează ce, până la urmă, ce subiect ai. E foarte, foarte important fundalul. Cu o navă extraterestră, dacă ai un fundal greșit, poza va fi compromisă. Că vorbim de fotografia de mașini, reflexiile sunt foarte importante și atunci cine e pasionat poate investește într-un filtru de polarizare, o să-l ajute enorm. Și ca în fotografie, în general, trebuie să fim un pic atenți la calitatea la luminii, la direcția ei. Da? Pentru ceva rezultate mai spectaculoase, vom folosi lumina razantă, lumina care nu e plată, nu e frontală și beneficiind de o lumină razantă, arătăm într-un mediu bidimensional faptul că subiectul e tridimensional, da? Deci trei chestii simple, dar care ne ajută foarte mult. Bun, acum e rândul meu să spun trei chestii simple și utile despre noul BMW X. Și anume faptul că mașina asta a apărut pe piață într-un moment în care eu zic că era cam cea mai mare nevoie de mașini cu abordare sustenabilă, cu adevărat sustenabilă. Și nu mă refer doar la mașini electrice, doar la un sistem de propulsie electric, ci și la o serie de materiale folosite pentru construcția mașinii, reciclate, dar mai important și reciclabile. Pentru că în componența unui BMW X intră o grămadă de materiale care pe viitor, la finalul ciclului de viață al mașinii, vor putea fi reciclate la rândul lor pentru a intra în construcția unui alt model. Și pe lângă tot luxul acesta din interior, pe lângă toată experiența asta super premium pe care o primești în interior, ai parte de un design recunoscutibil dintr-o singură privire, pentru că mașina asta în momentul de față nu poate fi confundată cu un alt model. Altceva? Ai ceva de adăugat? Am văzut un Păianjen, poate îi fac o... Tu încearcă să fotografiezi Păianjenul cât eu îmi iau la revedere. Okay. Ei bine, eu sunt Andrei Barbu, el este Bogdan Paraschiv, fotografiind un Păianjen care s-a ridicat pe pânză și a ajuns aici. Eu vă invit să urmăriți în continuare conturile de social media ale celor de la BMW Auto Cobălcescu, atât pe Facebook cât și pe Instagram sau YouTube, dar trebuie să vă spun și faptul că puteți vedea pe viu noul BMW X în showroom-urile BMW Auto Cobălcescu, atât cel din București, cât și cel din Pitești. La revedere! Și acum, dacă tot am terminat live-ul, eu zic să ne facem și un selfie, ca așa, ca așa trebuie. Haide! Se vede și mașina? Invers, așa, gata.